La ce mai poți să folosești un suport pentru camerele video de acțiune. Salut, sunt Dan Moldovan și vreau să-ți arăt un mod mult mai creativ de a folosi acest suport. Și ce spun lucrul ăsta? În mod normal, ăsta e un suport pentru camerele de acțiune ce îți permite să le prinzi pe ghidon sau pe o țeavă sau pe, eu știu, pe o margine de bancă, undeva pe un spătar de scaun, pe ceva pe care se poate prinde suportul ca să stea cât mai fix și să lași camera acolo și tu să te dai peste cap, să zicem. Dar era o vreme în care eu nu prea pricepeam prea multe lucruri despre filmare, despre fotografie și un singur lucru mi-am dat seama, că e destul de enervant să ții telefonul cu 4 degete și să tot fii atent să nu cumva să scap degetul peste cameră. Și atunci mi-am cumpărat un selfie stick de la care am luat un suport de telefon și am început să caut un suport pe care să prind suportul ăsta de telefon. Și întâmplător am dat peste tipul ăsta de suport, care era vreo 65 de lei la vreme aia, între timp parcă i-a mai scăzut prețul și am început să-l folosesc ca un fel de grip. Ca utilizare în mână este foarte ergonomic. După cum vedeți, el foarte bine stă în palmă, cureaua respectivă, dacă e adunată, îți permite să ai un control foarte bun al mișcării și poți să folosești pentru camere fotocompacte, pentru mirrorless și nu e o mare investiție, chiar un lucru foarte bun să-l ai dacă ești fotograf. Și de ce spun lucrul ăsta? Eu aveam și un microfon pe care îl foloseam de o vreme atunci când filmam și puneam microfonul aproape de mine, cumva pe un alt suport. Dar mi-a venit ideea să las coloana centrală a trepiedului într-o parte, că se ridică destul de sus, și să-l prind acolo și atunci să nu mai am problema asta pe ce să las microfonul să-l sprijin pe o masă, pe un scaun mai sus, pentru că nici trepied nu aveam atunci ca să ridic mai aproape de mine. Și uite, așa i-am mai găsit încă un mod mult mai bun de a folosi suportul ăsta. Voi în imagine ați văzut că am o plăcuță pe care pot să prind acum două accesorii, sau camera și un microfon, sau camera și o lumină. Nu știam că există așa ceva, nici nu-mi trecea prin cap, pentru că dacă nu eram în domeniu, n-aveam de unde să știu. Dar între timp am învățat mult mai multe lucruri, am văzut că există multe accesorii foto care pot fi folosite chiar și dacă filmez cu un telefon mobil așa cum fac și eu. Și vă invit să subscrieți la canalul meu de YouTube, Macro Standard, ca să învățați și voi, să vedeți și voi, să vă inspirați și voi din ce filme mai fac și eu.